Crește numărul românilor care emigrează. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2018 au plecat din țară 240.000 de persoane, cu peste 20.000 de persoane mai mult comparativ cu anul 2017. Majoritatea celor care au ales să plece în străinătate sunt bărbați. La 1 ianuarie 2019, populația rezidentă a României a fost de 19,4 milioane de persoane. La 1 ianuarie 2019, populația rezidentă a fost de 19,4 milioane de persoane, în scădere cu peste 125.000 de persoane față de 1 ianuarie 2018, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică. La 1 ianuarie anul acesta, populația rezidentă din mediul urban a fost de 10.450.000 de persoane, în scădere cu 0,5% față de 1 ianuarie 2018. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ. De asemenea, fenomenul de îmbătrânire demografică este în continuă accentuare, ridicându-se la 118,8 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani. Populația feminină la 1 ianuarie 2019 a fost de aproape 10 milioane de persoane, în scădere cu 0,4% față de aceeași dată a anului precedent. Ponderea populației de 0-14 ani în total populație s-a menținut la valoarea de 15,6%, în timp ce ponderea populației de 65 de ani și peste 65 de ani în total populație a înregistrat o creștere de 0,3 puncte procentuale. Ponderea populației de 0-14 ani în total populație s-a menținut la valoarea de 15,6%, în timp ce ponderea populației de 65 de ani și peste 65 de ani în total populație a înregistrat o creștere de 0,3 puncte procentuale, de la 18,2 în 2018 la 18,5% în ianuarie 2019. Cât privește plecarea românilor în străinătate, în 2018 au emigrat circa 240.000 de persoane, cu peste 20.000 de persoane mai mult decât în 2017.